Salutare tuturor! Eu sunt Selim și voi sunteți pe canalul Selim de Pupi. Pupi mănâncă tot. El mănâncă. Și astăzi ne vom face bradul. Cine îți face bradul? Iza! Iza, cea mai talentată din țară. Cum aș știu să zic Queen of Balloons? Acum știi. Cum ai crescut? Îți dai seama de când, deci de când a fost primul vlog atunci cu baloanele? 5 ani. 5 ani? Mama mea. Avea 5 ani să limbi și zicea Queen of Balloons. Nu știa să zică. Deci, avem aici pe Iza, cea mai talentată persoană din țară. Mănânc talent pe pâine, dimineața la prânz și seara. Care are cele mai tari idei pentru brazi. Și te pun în brad, ce ai făcut? Ce e pe tine? Ce e pe tine? Vârf de brad. Măi, frate. O să fii. Vârf de brad. Ai înțeles? Ai înțeles? 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 Cât de frumos arată bradul ăsta. Pare așa foarte real. Zici că l-am luat din vârf de munte, unde a nins. Ăsta e efect de amplac. Vom avea un brad extrem de luminat. Cel mai. Luminat. Deci aici e puțin ce vedeți, jos. De-aia o luăm pe bucăți. Ca să fim siguri că o să fie super, super luminată fiecare crenguță. Deci o să se vadă bradul nostru de pe lună. Când o să-l terminăm, o să se vadă o lumină, știi? Și nu o să se știe și atunci o să știe unde locuiește Selim de Kid, că apare o lumină în București, da. Așa de luat. Steaua de la răsărit. Dar Selim nu vrea să ne ajute. Selim? Da? Uite, mami, să facem brăduțul. Eu sunt în fiecare. Pupicu? Tu vrei? Tu vrei să facem bradul pupi? Tu vrei, băiatul meu? Tu vrei să-l mănânci, mă? Tu vrei să mănânci tot bradul, băi? Tu ești Grinch. O să-ți cumpăr un costum pentru Grinch. Bagă pe cap. Pe cap, măi! Ridică mâinile, așa, ca la vlog. Bravo, perfect. Facem și vlog. Vreți să apăreți în vlog? Hai, salutați vlogul. Să vă uitați la vlog, da? Că apăreți în vlog. Cred că noi am luat toată instalația din jungle. Da. M-am încurcat în instalație. Mamă, câte sunt! Deci când o să strângi bradul, nu mai strângi. Vii cu folie de... Da. Așa, da? Și faci cum fac ăștia la magazine, la mall-urile mari. Le podobesc odată și pe aia le înfoliază, le bagă în subsol și le mai scul la următorul Crăciun. Da, și unde le bag? Că n-am unde. Caut o box. Doamne, câtă lumină! Salutați vlogul! Bună, 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 bună! Și dacă tot salutați vlogul, dați și voi tap-tap să facem 100.000 de aprecieri. Bună, bună! Deci toți de aici apăreți în vlog, da? Să vă uitați la vlog. Wow, cum se vede? Deci pe filmare se vede... Tu știi cum se vede? Ia. Vezi? Bombă. Și ce vede diferența, că aici mai multe și aici mai puține, vezi? Mm-hmm. Bună, bună, bună tuturor! Ia să te văd. Ia. Elis, n-am. Doar eu și atât, te pupăm și mulțumim că ai fost prezent aici lângă noi. Zici că ești cadoul ăla cu mustață, cu pălărie și mustață. Ce? Arăți ca acel cadou cu pălărie și mustață. Cine e ăla? Nu știu, mami, cadou de pe TikTok. Nu. Dar de ce faci așa? Ia să văd. Fă-l pe ăsta, uite, fă-l pe pupii de brad. Doamne, ce frumos ești, mami! Zici că ești Kevin, din singura casă. Kevin cu casa mai mică. Cam da. Și ca frate are un cățel. Ce-ai face? Cu limba aia scoasă la mine nu o să ajung. Do you wanna? Pupi? Hai să mai filmăm și prietenii noștri de aici, de pe TikTok. Siri, tai mase, te rog. Lasă-le pe aia. Dă-mi, dă-mi că le tai eu. Care sunt de aia? Care? Păi nu le mai văd printre alea, dar stai pe înțelepciune. Uitați câți clipici avem aici! Bună, bună, bună! Să le fac dacă vrei și să-ți dau primul transfer. Mami, zici că ești Kevin. Kevin, nici nu vrea acasă cu un cățel pe lume, pupi! Zăpadă. Nu, nu are. E zăpadă artificială.
Ce faci, mănânci? Și... Deci, eu am furat bradul din singura casă. Adică bradul acesta este cel din singura casă? Da, cel mare, nu? Uh-huh. Mamă, dar noi nu ne-am uitat la singura casă. Îl descărcăm și ne uităm. Pe ce? Pe televizor. Bubice! Bubice, îți place bradul? Cred că da. Am terminat bradul. Selim trebuie să se culce. Ora 11. Și... vom face un vlog în care Selim merge și fură brazii vloggerilor. Vrei? Cum să fur brazii? Le furăm brazii. Unde îi pun? Unde luăm, închiriem un tir și îi punem un tir. Ce zici? Atunci... fie vlog. De ce le-a trimis, Bubi? Vrei să apari și tu un vlog? Nu, mami, nu-i da să mănânce. Nu te bubă. La ce e aici, Bubi? Gata. Pupicu, ce-ți place bradul? Lui îi place orice. Da, el e cel mai fericit cățel. Și bradul. Uh-huh. El e cel mai fericit cățel. Eu n-am văzut cățel mai fericit decât Pupicu. El e fericit că face așa. Parcă zâmbește. Ia uite, Pupi, ia uite-te la mama. Dar el n-are stare, el caută numai joacă, joacă, joacă și-ar joacă. Joacă, joacă și-ar joacă, cum ne-a zis nouă, la fotbal. Deci... viteză, viteză și mai viteză, joacă, joacă. Păi da, joacă. Hai ne gândim la un vlog de Crăciun cu vloggerii, da? Le fur butonul de... tu ești... anul ăsta tu vei fi Grinch, nu? 100.000 de abonați. Voi fi Moș Crăciun ăla horror. Știi? Grinch, nu Moș Crăciun horror. Dar mâine e Secret Santa, eu cu ce mă îmbrac cu astea? Da, lași cu pantaloni albi, blugi albi. Nu știi cu ce? Și îți pui căciulă de Moș Crăciun. Nu știi cu ce? Mm? Cu pijamaua aia de Crăciun. Ai mă, mami, cum să te îmbraci în pijama la școală? Da, doamna Nescă, putem să ne îmbrăcăm în ce vrem noi. Dar nu în pijama. Uite, îmi pun ala. Păi, mami, aveți petrecere. Ce? Îmi iau căciula asta. Dar acum așa stea. El e mutulică. El nu știe să fure. El e mutulică. Mutulică fără frică. Da, stai, dar cum? De ce nu stă așa? Mai am căciula aici, asta vine mai bine. Dar nu trebuie să-ți vină așa? Nu. Cum să stea așa? Nu. Au! Noapte bună, Moș Crăciun. Noapte bună, mami. Mami! Hai să te culci aici la brad. Oh! Da, uite și cu perna asta roșie așa. Așa. Și cu pupile am să lângă mine. Dați follow la bradul meu de Crăciun și cam atât a fost vlogul meu. Sper să vă abonați și să dați 10.000 de like-uri. Vă pup și vă iubesc. Pa!